De ziua mondială a teatrului, miercuri 27 martie, între orele 12.20, publicul poate vizita culisele sălii majestica teatrului Odeon. Vizitatorii vor pătrunde în universul încă nedescoperit al unui spectacol. Viitoarea premieră, Delirium, de Enna Walsh, o reinterpretare radicală după frații Karamazov de Dostoievski, în regia lui Vlad Masaci. Anul acesta participanții vor găsi în galeria Odeon, foyerul, Sully Studio, o grădină în care pot vedea frumusețea nevăzută, o expoziție foto cu 20 de portrete ale doamnelor din spatele scenei teatrului Odeon, iar la etaj va fi organizată o altă expoziție de caricatură, care realizată de actorul Marius Damian Teatrul Odeon și-a deschis larg porțile anul trecut, invitându-și spectatorii într-o călătorie cu ajutorul tehnologiei în Universul Magic din spatele cortinei. În acest an însă, la cea de-a doua ediție, își propune o altfel de călătorie, o incursiune în care este nevoie de curaj și de un dram de curiozitate, pentru că de această dată, a fi sau a nu fi, își găsește răspunsul într-un tur ghidat prin spațiile nedestinate publicului. Ziua Mondială a Teatrului, sărbătorită pe 20. 7 martie a fost organizată pentru prima dată la Viena în 1961 în timpul celui de-al 9 congres mondial al Institutului Internațional de Teatru. În 1962 a devenit un eveniment anual, organizat de centrele naționale ale Institutului Internațional de Teatru.